Judecătorii din Rezina au încheiat audierile martorilor și examinarea materialelor privind legalitatea alegerii președintelui raionului. Peste o zi după ce instanța din Orhei a stabilit drept legală alegerea conducerii raionului, instanța din Rezina a finalizat cercetarea dosarului. La ultima ședință, judecata a audiat ultimii doi martori și a vizionat materialele video prezentate de postul Elita TV. Cadrul ședinței din 26 octombrie 2011 au fost cercetați doi martori. Au fost cercetate materialele cauzei, au ajuns la dezbaterile judiciare și pronunțarea hotărârii a fost amânată pentru data de 7 noiembrie 2011. Amintim că Liberal Democrației Nicolae Olaru și Ion Burciu au solicitat instanții să declare nule trei decizii ale Consiliului Raional Rezina, prin care pe 20 iulie curent a fost aleasă conducerea raionului. Judecătorii din Rezina își vor anunța hotărârea pe 7 noiembrie.